Salutare prieteni! Salutare prieteni, ce faceți? Soaca, adică acum să nu mai filmez pe mama. Ce faceți, frații mei? N-am mai filmat. Noi ne aflăm la Timișoara. Ion al Mare trebuie să vină și el s-a dus la un prieten aici, la un service, că așa ne ocupăm ca să vedeți și voi. Mergem, luăm de la service-uri astea, aluminiu, luăm baterii, ce mai luăm, ne facem bani, înțelegi, nu cum zic alții, orice și noi facem, punem mână, ducem alea, să câștigăm 5-600 de lei pe zi, e boierești. Și noi suntem acum la Răcoare, îl așteptăm pe Ion al Mare și mergem să mâncăm. Unde vrei, mama, să mănânci? Acasă. Acasă. Până acasă facem greva, mamă, nu leșinăm. Lasă că nu-i nimic. Adică eu, dar voi pot să mâncați. Lasă, mergem să mâncăm așa rapid la Mac. Îți place la Mac? Nu. Și unde vrei tu, ia zi aici, unde vrei să mănânci? Care tata bani? Unde vrei să te duc? A? Unde? Unde vreau eu să mă duc? Acolo, la barcare, la măsuță. Da, și mâncăm. Așa că mama vrea la parcare la măsuță. Salutare, Ioane. Salut. Ce? Filmăm și noi aici cum vreau să o duc pe mama la McDonald's să-l mănânci. Nu trebuie. Da, mă, ai zis la prietenii tăi, salut, prieteni. Da, i-am zis, mai zic, da. Am venit și noi aici la Timișoara, ne mai plimbăm. Nu combinați afaceri cu o am luat niște marfă, dar... Dacă aveți fier pe aici, nu prea a fost așa rentabil. Nu, aluminiu, ne contactați pe Dănuț. Pe bune, cei care au marfă pe acolo, prin curte. De toate, noi cum luăm de toate. Hai. Fier, caloserii, mașini vechi, daci, sieluri, de toate. Și modele astea de glumesc. Hai că revenim, prieteni, că eu conduc. Să-mi pun centura? Nu. Așa că revenim de la McDonald's sau din parcare, vedem. Vă pupăm. Și voi. Nu pupați, în lume. Ceau. Prieteni, nu știu dacă o să meargă clipul ăsta, dar o să încercăm acum, că e muzica în spatele nostru. Am mâncat la Mac. Tata vrea să mergem să mâncăm mai în față, la ieșire, că e un restaurant pe centură pe acolo. Și am zis, bă, tata, nu mai pot și hai la Mac. Am mâncat cam mult, prieteni. Cam mult am mâncat. Așa că vă filmez foarte puțin, că nu știu dacă pot să filmez, vă filmez din mașină, vă pup. Gata, prieteni, am terminat de mâncat. Ne permitem să filmăm acum, că nu mai e muzică. A fost bun, dar na, mai bine mergea o ciorbică. Nu, aveam poftă de mine. Și eu aveam poftă de aripioarele alea. Hai, mama, hai. Nu avem, o să vedem ce facem să... Filmezi tu, dai la mine, să mergem dincolo în capul alălalt. Și după aia conduci. Hai. Plecăm. Am lăsat-o la Ion al Mare să conducă. Ce? Era deschis sau ai deschis-o? Eu am deschis-o. O să las mașina deschis. Da, a fost foarte bun. Da, foarte frumos. Mec puișorul. Cu aripioare. Cu aripioare, cu cartofi. De toate. Să fie de bine. Altceva? Altceva, am venit și noi aici așa, să facem aici așa, să plecăm de aici așa. Ușor că te... Dacă răsai la mine, că am văzut că tu nu te mai iai așa, nu mai ai cu volanul. Nu le am cu volanul? Nu le mai. Serios? Da. Ia stai-mă pe unde vreau să ajung mai repede, pe scurtă. E, vezi? Uite-mă pe aici. O mașină. Dar mă, dracu, ce mă sperii? Ia uite. Vedeți? Era pe live aici, era pe live. Da. Păi, dar așa ce vrei, așa se merge ca la București. Da. Bară la bară, cu tupeu, cu alea, uite, așa, filmează înainte. Am văzut ce tupeu, am văzut. Uite, așa se merge, ca la Timișoara. Așa se merge. Și găsești unul de la zdravă în care nu te lasă și... Uite, în frâne, așa se conduce. Trebuie să facem niște ore, tata. Ia să... Ușor, trecere.
puișorul pe gât. Aici, uite, pub-ul meu unde beam bere. Aici este un pub din anii 80. Bere, de care bere? Pub 80 îi spune. Și beam bere Augustiner. Cea mai bună bere germană Augustiner. Adică aia îmi plăcea mie. Foarte bună. Vă recomand și vouă, prieteni, o bere specială. Ce care sunteți în zona asta? Augustiner. Și altceva nu mai ne povestești. Altceva nu mai ne spui. Ce? Ce mai ai avut pe aici? Ce să am? Găini, cocoși. Răți. Rații. Aici, asta e zona mea unde stăteam pe aici, pe aici m-am plimbat eu. Acu ani, mulți în urmă. Ai da? Deci era așa. Era frumos, acum... Nu mai filmă-i pe acolo. Aman, adică nu vrei, vedea. Da, uite aici aveam, am vrut să cumpăr casa asta aici odată. Uite asta pe colț, tot de aici până în spate. Era de vânzare și n-am cumpărat-o. Ce vrei să faci aici? Aici? Uh-huh. O șaurmărie vreau să fac aici. Pe colț, chiar lângă profil, lângă... Și mergea de rupeam. Da. Asta e, am zis că cumpăr, că cumpăr și după aia n-am mai cumpărat. Cât era prețul pe vremea aceea? Aici, tot colțul ăsta, uh-huh. Era vreo 130.000, parcă. A, un nimic tot. 130.000 de euro în anii 2010. 10-11, cam așa. Erai tu atunci în floarea vieții. Eram și odată tânăr. Și neliniștit. Ce să faci? Au crescut copii mari! Au crescut copii și nu pot să mai dau înainte. Voi da? Nepoții! Nepoții! Nu pot să mai dau înainte de voi. Păi ce să te ținem noi de mâinile picioare? Păi tu, uite. Cu ce? Arată și tu la prieteni clădirea care am construit-o. Stai să ne readucem aminte de... Păi stai că intru aici. Eu am ridicat clădirea asta. Eu am ridicat... Numai prieteni, nu i-am... El a ridicat clădirea și n-a mai terminat-o, că... A rămas neterminată. A rămas neterminată, că na. Uite, bă, asta filmează. Asta e că intru pe strada asta. Intră. Și arătăm noi la prieteni aici. Aici dau și de prietenul meu, de Eugen. Da. Eu l-am angajat la mine, la firmă, ca portar. Și de atunci a rămas de 7 ani, e tot aceeași meserie are ca portar aici. Îmi deschidea poarta când intram cu mașina. Păi acolo cine mă desfăce? Și a rămas paznic aici, și acum. Dar povestește, de ce n-ai mai... cum ai luat acest contract, am, proiect și... Păi m-am scris la licitație și am făcut clădirea cu o firmă din București. Da, așa, prieteni, uite ce stile acolo. Vezi, eu am lăsat-o, era la roșu. Aici, luăm pe aici. Aici e caminul studențesc. Și uite clădirea asta, vezi? Asta uite e, prieteni. Uite ce hal e acum. Era la roșu. Nu avea nici geamul, nici nimic. Nu avea nimic. Aici stăteam la terasă să beam cafeaua. Și băieții lucrau aici. Ia uite, e bine că era, uite, acum... Aici o să fie un cămin studențesc. Da. E pentru studenți aici. Pentru studenți. Ia semnalul. Uite aici, parcam eu și aici e, da. Ia să vedem. Ia uitați, prieteni. Eugen, unde? Ce? Oh, ia vino, ce faci? Eu? Tu. Asta e prietenul meu. Ia și pe el l-am angajat. Să vedem, ne mai cunoști. Mai mă cunoști? Ia zi, cine? Tu mi-ai. Ha? Nu te cunoști, tot scapul tău din nebuneală. Ce faci? În spate, Iugen. E în spate? Tot aici lucrați? Tot aici lucrați? Hai, nu vezi tot ce...
Ați terminat lucrarea aici. Hai să terminăm pula. Hai băie, deci pierde fel de om. Asta e din satul mare, unul. Da, păi știu că a luat de atunci firma aia de a termina clădirea. Tu ce mai faci? Ce să fac? Bine, am fost plecat puțin, vreo 2 ani. Da, gătiți-le din America. Mai am, uite, am una în spate. Lasă, nu mă arăta tu. Nu mă arăta tu mie. Smecări care poți să ies. Păi sunt. Fostul șef de aici, fostul boier. Cine a făcut boierul de clădirea asta? Nu eu aici. Mai ții minte? N-am eu treabă. Mai ții minte când lucram aici? Ai venit rațiul post în poscărie? Uite, ne-am venit la salaorii, foști salaorii al lui patronul regional mare. El a fost patron, el era cu firma lui patron aici să... Și a preluat-o altcineva. Acum, din păcate, n-a terminat-o, că a fost 2 ani în America și... Na. Clădirea a rămas la roșu, mă, n-am apucat să o termin. Aia spune. Cu... Ia uitați-l și pe domnul Eugen. Erau mai multe firme care, uite-l, ăsta e omul meu, mâna mea dreapta. Boierule, ce faci? Ce s-a făcut eu în viața mea? A? Să trăiți! Viața mea. Salut! Ce faci, Eugen? Ia uite, și buierea lângă tine. Ce faci, Eugen? De la foarte bine sus. Tot aici lucrezi? Tot aici. De atunci? De aici. Câți ani sunt? Sunt 7 ani, 8. 7 ani. Ce vrei să mă pui pe Facebook acum? Pe YouTube. Pe YouTube, pe eu cu YouTube. De ce nu urmărești YouTube-ul meu? Nu urmăresc nimic, toate alea. A? Nu urmăresc. Tot aici, nu? Aici, da. Revenim, prieteni. Da. Hai că am ceva și după aia revenim, închide. Gata, prieteni, noi am ieșit din Timișoara, mergem către casă. Am oprit videoul când au vorbit și ei, amintiri din copilărie. A avut eu să conducă. Și cam atât. Mamă, tu ce mai zici? Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Unde e restaurantul ăla? La Lugo și acolo pe centură? M-a oprit? Au, mamă. Drum. E mai frumos drumul către, de la Severin către Strehaia decât ăsta, pe bune, e cel mai... Păi lasă-mă negoșta aici, o să toarne asfalt. Păi și pentru ce să mai plătesc eurovinietă? Pentru ce? Ăsta merită drumul. Da, da. A? Ăsta e drum să plătesc o vinietă. Păi de asta plătești. Păi normal. Se lucrează, mă. Și cum a fost, mamă, plimbare? Foarte bine. Foarte bine, a? Da. S-a plăcut? Da, cum să nu. M-a dus taică-te la mall. N-am filmat pentru că era muzică. Am filmat foarte puțin la Mac. Dar nu știu dacă ne aprobă. N-au vedea, dacă nu o să tai partea aia, n-o să o pun. Dar dacă o să apărăm la meci, da, o să știți. Da, n-am filmat de unde am fost, că era muzică. Era muzică, era alea și n-am filmat. Da, n-am filmat unde am băut cafeaua pe terasa aia, acolo și... Era muzică și dacă o să vedeți, în partea cu mec, înseamnă că ne-au aprobat, dacă nu, cam atât. Deci ați văzut, prieteni, ce afacere avea tata în trecut? Afaceri mari, frumoase. Și ne îndreptăm acasă. Hai, salutați, prietenii, aici că avem minutele. Da, ce să mai zic, mă, Dănuț? Mă gândesc și eu așa, sunt supărat. Deci? Uite așa, mă mai gândesc și eu. Ți-a dus să-și aminte pe unde e. L-ai copilărit? Da. Lasă, o să fie bine. Ce să mai fie de atât? Nu e nimic. Uite ce s-a construit. Aici nu era nimic în 2000. Știu.
se construiește, dacă aveam un teren aici. Mm-hmm. Eram șmecheri. Păi de ce nu ți-ai luat? De ce? Dacă investeam în terenuri din astea. Vreau să te întreb și eu aici. Să fi cumpărat niște terenuri. Păi aia zic, de ce nu ai luat un apartament aici? Să iei, să-l pui în chirie, să faci ceva. Un apartament, ce ăla, ce face? Un venit frumos. Uite, trăim, păi da. Uite, din YouTube cum 3-400 de euro, nu-s bun? Ba da. Așa și cu ăla, de acolo puțin, de acolo puțin se adună. Nu ești cheltuitor, se adună, pui departe. Nu, da, nu, dar îți dau afacerea ta, pe care o faci tu acum. Eu și așa nu mai mă ocup. Dar stau așa, o perioadă. Îți faci o firmă și îți faci o echipă de oameni la curățenie. 10 băieți, 10 femei la curățenie. Și uite lucrările cum se fac. De exemplu, un bloc ăla care era e gata. Curățenie, tot ce trebuie. Și te plătește firma. Ce părere aveți, mai prieteni, de ideea lui tata? Tu ce părere ai, mam? Nu așa cum spune taică tu. Păi altceva ce? Altceva ce să faci? Cu deșeul cu asta. Nu mă prea mai merge nici asta. Eu am o presimțire că o să ajung un Shelly 2 cu YouTube-ul ăsta. Să iau și eu. Altceva nu, băi. 7, 8, 10, 15 mii de pe lună. Ce? Depozite? Ce depozite să faci? Nu merge nimica. O să faci o echipă de 20 de băieți. O firmă mică, contracte, te duci, pac, te caută lumea pe site, te-ai dus, ai făcut curățenie cu oamenii, tot ce trebuie. Păi ce zici tu, ne trebuie investiție, trebuie bani. Ce investiție? Să bagi. Ce? Bani, să faci firma, să faci alea, site-urile alea, să promovările. Nu e așa. Decât să faci o firmă. Cu deșeuri, cu asta stai după aprobări și alea. Și așa pe firea asta, nu stai după aprobări? Nu-ți trebuie nimic aici, nu-ți trebuie de la mediu, nu-ți trebuie nimic. Păi da? În fine, da, avem aici 13 minute. Ne vedem mai pe seară, prieteni, pe live. O să fac un live în seara asta, așa că vă dorim o zi frumoasă și drum bun nou. Vă pupăm. Salut, salut, băieți, prieteni.